În țara noastră, unde istoria și miturile se împletesc într-un dans misterios, există colțuri ascunse în care umbrele trecutului persistă, iar accesul publicului este interzis. De la castele în ruină la subterane misterioase și zone secrete, aceste locuri ascund povești care îndeamnă la explorare și descoperire, deși în unele nu prea ți este permis să intri. Urmăriți acest material până la sfârșit pentru a vedea dincolo de porțile închise și pentru a vă aventura într-un univers al enigmelor. Și pentru că fiecare loc interzis ascunde secrete fascinante, astăzi vă prezentăm 7 locuri interzise vizitatorilor în România. Și desigur, înainte ca acest episod să înceapă, vă încurajez să apăsați butonul de like și să vă abonați la canal pentru că este gratuit, iar asta mă ajută să creez conținut pentru voi în continuare. Astăzi ne aventurăm în acele colțuri de țară unde, de obicei, ochii curioșilor sunt interziși. Desigur, multe din aceste locuri sunt rezervații științifice, menite să păstreze speciile vulnerabile și să studieze tainele naturii în absența oricărui impact uman. Dar privind dincolo de știință și ecologie, ce se ascunde în spatele acestor sanctuare interzise? Ce povești țin ascunse ruinele și zăpezile de pe aceste meleaguri? Oare există mistere antice sau fenomene inexplicabile care au fost protejate de ochii lumii exterioare? Astăzi vă voi dezvălui secretele care bântuie aceste locuri, unde trecutul și prezentul se întrepătrund într-un dans captivant. Prima locație despre care vreau să vă povestesc este un loc în care pașii tăi sunt interziși, iar numele său, Peștera cu Corali, sună ca o chemare misterioasă menită să stârnească imaginația. Ascuns în munții Vâlcani din județul Hunedoara, la doar 12 km de satul Câmpului Neag, această peșteră adăpostește fosile de corali și se dovedește a fi un veritabil sanctuar al trecutului. La o altitudine de 1000 de metri, pe Valea Scorotei, peștera Corali dezvăluie o lume subterană lungă de 83 de metri, care coboară în adâncime până la 5 metri sub nivelul solului. Descoperită în 1970 de către membrii ai Clubului de Speologie Focul Viu din București, această bijuterie a naturii a fost învăluită în mister încă de pe atunci. Deși a fost declarată rezervație speologică în 1972, accesul publicului a fost interzis, transformându-se astfel într-o enigmă cu nume și poveste. În interior, galeriile înalte și înguste te ghidează prin altarul său, unde spațiul se strânge la doar un metru. O călătorie care continuă cu o săritoare de 5 metri, dezvăluind sala cu corali, un loc unde condițiile perfecte au hrănit dezvoltarea acestor fosile spectaculoase. Imaginați-vă culorile variate, de la alb strălucind la nuanțe de roșu și maro, transformând această peșteră într-un adevărat muzeu subteran care, din păcate sau din fericire, dacă este să ne referim la conservare, este interzis publicului larg. În căutarea misterilor ascunse ale României, a doua destinație interzise din episodul nostru de astăzi ne poartă într-un colț deosebit de intrigant, cunoscut sub numele de Insula Sakhalin. Acest loc cu nume exotic nu se află într-un tărâm îndepărtat, ci chiar la malul Mării Negre, la sud de brațul Sfântul Gheorghe, unde se formează din aluviunile aduse de Dunăre. Insula Sakhalin, supranumită și cel mai nou pământ al țării, a luat naștere dintr-o îmbinare uluitoare a două insule mai mici, Sakhalinul Mare și Sakhalinul Mic. Sakhalinul Mare și Sakhalinul Mic, formând astfel o masă de pământ unitară, cu o suprafață de 214 km2. Un teritoriu ce a evoluat de-a lungul timpului, fiind menționat pentru prima dată în 1771 pe o hartă rusească și mai târziu sub egida Comisiei Europene a Dunării, surprins cu două nuclee distincte. Cu toate acestea, misterul insulei Sakhalin nu rezidă doar în evoluția sa geografică. Guvernul a declarat această zonă ca rezervația biosferei încă din 1938, interzicând populația umană și în prezent accesul turiștilor. O zonă interzisă, natură neatinsă, iar peisajul în continuă transformare adăpostește o diversitate remarcabilă de viețuitoare. De la colonii impresionante de păsări precum chire de mare și pelican creț, la ape populate de pești rari și sturioni, insula Sakhalin este un sanctuar pentru biodiversitate. Cu 229 de specii de păsări identificate și plante rare precum varza de mare și canarul bălții, acest loc interzis reprezintă un tezaur natural ce rămâne învăluit în mister. Astfel, în ciuda tentației, accesul nostru în acest colț izolat și plin de viață al naturii este strict interzis. Un mister alături de care pășim cu prudență, lăsându-l să-și dezvăluie secretele sale în liniște și solitudine. Dar stai puțin, vreau să spun că anul ăsta visul meu este să atingem 100.000 de abonați. Iar asta este posibil numai dacă tu apeși acum pe butonul de subscribe. Îți mulțumesc! Ne îndreptăm nu foarte departe spre un alt loc interzis din România și anume rezervația Grindul Lupilor.
aflat la granița misterioasă dintre lacul Sinoie și lacul Zmeica, în complexul lagunar Razim Sinoie, această fâșie alungită de pământ reprezintă un grind maritim sculptat de curenții învăluiți în enigma Mării Negre. Cu o lungime de aproximativ 18 km și o lățime de doar 1 km, grindul lupilor ascunde o poveste fascinantă, scrisă în linie de nisip și conturată cu tufișuri de ierburi viu colorate. O are strict protejată declarată rezervație științifică mixtă, în cadrul rezervației biosferei Delta Dunării, își păstrează tainele sub semnul interdicției, avertizând curioșii printr-un panou masiv la intrarea în sanctuar. În această regiune de 20 de km pătrați, grindul lupilor devine un teatru natural cu povești de reproducere ale peștilor și cu o varietate de viețuitoare care își găsesc adăpost printre tufișuri și canale. De la flori de maci la mlaștini încântătoare, acest peisaj ascunde sub aparența sălbatică o zonă importantă de cuibări și hrănire pentru pasărea ogorului, agvila pitică și pentru prigorii. Însă, pe lângă povestea ornitologică, grindul lupilor devine gazda și a câtorva personaje misterioase. Bursuci, șacal aurii, mistreți și popândăi, care strecoară prin umbrele vegetației, adăugând o notă suplimentară de enigmă în acest sanctuar natural. Închideți ochii și lăsați-vă captivați de farmecul secret al grindului lupilor, unde fiecare pas ar putea ascunde o descoperire fascinantă. Dar ne îndepărtăm pentru puțin timp de zona litorală și urcăm la munte, într-un alt loc, pentru că tot ce este interzis este și mai interesant, și anume rezervația Gemenele din Parcul Național Retezat. Inima Parcului Național Retezat ascunde un tărâm secret rezervat doar privirilor discernătoare și căutărilor de mistere. Numită cu misteriosul nume Gemenele, această arie protejată de interes național devine un sanctuar al naturii, o rezervație științifică care stă sub semnul enigmei. Instituită în 1955, această rezervație de 16 km pătrați reprezintă o adevărată comoară științifică unde habitatul este păstrat într-o stare naturală inalterată. Un domeniu în care doar activitățile științifice sunt permise, sub egida Academiei Române, transformându-l într-o zonă în care timpul pare să se oprească pentru a păstra integritatea naturală. Regulamentul de organizare și funcționare dezvăluie că rezervația Gemenele este o bijuterie științifică a Parcului Național Retezat, menită să ofere un refugiu nealterat ecosistemelor naturale. Aici cercetătorii devotați pot desluși misterele naturii în condiții de neafectare, sub umbra protecției strict impuse. În acest colț izolat, doar activități precum cercetările științifice, practica studenților pasionați de biologie sau geologie și vizitele oficiale ale specialiștilor români și străini sunt permise. Fiecare pas în rezervația Gemenele este un dans cu necunoscutul, unde fiecare răgaz este o oportunitate de a descoperi misterele păstrate cu grijă sub ocrotirea acestui paradis natural interzis. Mergem mai departe cu episodul nostru, din nou la malul mării, de data aceasta pe două insule și nu una, dar nu acel gen de insule pe care să te resfezi pe șezlong la soare, ci insulele Prundul cu păsări. Aici descoperim o lume misterioasă în inima deltei Dunării, unde apele tulburi ascund secretele insulelor Prundul cu păsări. Aflate în partea sud-vest a lacului Sinoie, aceste două insule apropiate sunt mai mult decât simple petice de pământ plutitoare. Cu o suprafață de aproximativ 1,4 hectare, insulele Prundul cu păsări se conturează ca niște atoluri enigmatice, iar pe lângă ele s-a creat o rezervație științifică ce învăluie întregul luciu de apă al lacului Sinoie, întinzându-se pe o distanță de 1 km de la centrul lor. Această zonă interzisă păstrează un mister bine păzit, o poveste scrisă de coloniile mixte de păsări ce găsesc adăpost în această oază naturală. Cu o suprafață totală de 187 de hectare, incluzând în această măsurătoare și apa, rezervația este un sanctuar al naturii, iar locuitorii săi de seamă includ lopătarul și pelicanul creț, o specie amenințată la nivel global, iar în delta Dunării trăiește doar un număr restrâns de perechi ale acesteia. Aproximativ 450 de perechi de pelican comuni găsesc în aceste insule un refugiu fragil. Cu toate acestea, intrarea este interzisă pentru cei neautorizați, iar misterul insulelor rămâne bine ascuns sub bătaia aripilor și sunetul lin al apelor. Așadar, pășește cu grijă pe malurile misterioase ale insulor Prundul cu păsări și lasă-te cuprins de enigma deltei Dunării, dar totuși fără să te apropii prea mult pentru a nu avea probleme. Tot o insulă interzisă de România este și insula Cea Place. Înconjurată de mister, insula Cea Place se întinde în partea de nord a lacului Sinoie, aproape de grindul lupilor. O bijuterie izolată cu o suprafață de 0,6 hectare, insula își conturează forma subtilă de atol în apele lacului. Prin aceeași decizie de guvern din 2010, care a conferit protecție insulor Prundul cu păsări, insula Cea Place a fost desemnată rezervație științifică, adăpostind în tăcere tainele sale naturale.
În jurul insulei s-a creat o zonă strict protejată, cuprinzând luciul de apă al lacului Sinoe, întinzându-se pe distanță de aproximativ 1 km de la centrul ei. Suprafața totală a rezervației, inclusiv luciul de apă, atinge 117 hectare. Această rezervație științifică devine un punct focal al misterului, fiind unul dintre cele 3 locuri din România în care se găsesc colonii de pelican creți. Ba mai mult, este a treia cea mai mare colonie de pelican creți din Europa, adăpostind în liniște și secret o biodiversitate de o frumusețe rar întâlnită. Și ultimul loc din episodul nostru de astăzi este unul la care te vei opri o secundă să te gândești dacă cumva nu este interzis, dar vei înțelege de îndată de ce mănăstirea Frăsinei nu este accesibilă și subliniez anumitor vizitatori. Mănăstirea Frăsinei, situată în pitorescul sat Muereasca, din județul Vâlcea, emană o aură aparte, cunoscută și sub numele de Atosul României. Această destinație spirituală și istorică a fost inclusă pe lista monumentelor istorice din Vâlcea încă din 2010, adăpostind o poveste ce se desfășoară cu eleganță pe meleaguri vechi. Un aspect definitor al mănăstirii Frăsinei este interdicția uluitoare. Femeilor nu le este permis să pășească aici. Această regulă strictă, impusă de episcopul Calinic în secolul al XIX-lea, ca un omagiu adus modelului de la Muntele Athos, a dat acestei mănăstiri o reputație aparte. Intrarea interzisă femeilor nu a fost mereu în vigoare. În perioada comunistă, această restricție a fost temporar ridicată, însă ulterior a fost reinstaurată. Istoria mănăstirii Frăsinei, gravată pe o placă de piatră la intrare, își trage rădăcinile încă din secolul al XVIII-lea, când doi călugări sihaștri au ridicat aici o bisericuță din lemn dedicată nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. În 1763, biserica din lemn a fost înlocuită cu una de zid, care stă în picioare și astăzi în cimitirul călugărilor. Biserica mare dedicată adormirii Maicii Domnului a fost construită între 1860 și 1863, înconjurate de chilii destinate călugărilor. Fascinanta poveste a mănăstirii Frăsinei continuă să-și păstreze strălucirea prin picturile interioare realizate în 1763 de Teodor Zugravul și Enache Ucenicul. Prin atmosfera sa de taină și prin respectul pentru tradiții, acest loc sacru rămâne ancorat în istorie, ademenind privirile și curiozitatea celor care își doresc să pătrundă în misterul său păzit. La final aș vrea să vă întreb dacă vă plac aceste episoade cu locuri interzise sau abandonate și dacă ar mai trebui să facem o continuare a acestui episod, poate chiar și cu alte locuri din lume, nu doar din România. Dar pentru că acest episod a ajuns la final, dacă ți-a plăcut, aș aprecia foarte mult dacă ai apăsat butonul de like și dacă te-ai abonat la canal, pentru că asta mă ajută să creez conținut în continuare. În cazul în care n-ai văzut, am postat un episod în care vorbim despre inventarea scrierii la Tărtăria cu 7 milenii în urmă, iar acum poți vedea membrii canalului care ne susțin și cărora le mulțumesc, iar dacă vrei și tu să susții canalul, o poți face în secțiunea alături de pe canal sau de pe linkul în descriere, iar noi drept mulțumire îți vom afișa numele la finalul fiecărui episod și vei putea vedea episoadele înainte că ele devină publice. Nu uitați că ne puteți urmări și pe Instagram, pentru că și acolo mai postăm lucruri interesante ocazional. Voi ați urmărit stația dezorientării și sper că nu sunteți dezorientați, iar până data viitoare, stay safe!